După cum știți, astăzi a avut loc prima ședință de guvern de după turul 2 al alegerilor prezidențiale. A fost o ședință scurtă, fără multe documente importante. Totuși, vreau să vă semnalez faptul că astăzi s-a adoptat strategia de sănătate pentru anii 2014-2020 și a planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 privind implementarea acestei strategii naționale. Este în premieră în istoria modernă a României când se adoptă o asemenea strategie pe sănătate și este rezultatul dezbaterii cu toate segmentele interesate, asociații profesionale, sindicate și alții. Ceea ce, sigur, aș putea să vă citesc câteva dintre prevederi. Strategia vizează câteva schimbări, precum punctul A, dezvoltarea de servicii de sănătate minimale și de bază, accesibile tuturor, de calitate și cost eficace, cu accent pe prevenție. 2. Mai bună integrare a asistenței medicale prin consolidarea serviciilor clinice ambulatorii pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatoriu și reducerea numărului de cazuri de spitalizare continuă. Și 3. Reorganizarea serviciilor spitalicești și asigurarea continuității îngrijirilor. De asemenea, trebuie menționat faptul că această strategie face posibilă accesarea de resurse din fondurile structurale. A mai fost adoptată o hotărâre de guvern prin care se aprobă strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017. În spatele acestor cuvinte atât de frumoase se ascunde, de fapt, un ansamblu de acțiuni vizând educarea în privința tratamentului egal aplicat femeilor și bărbaților. Așa. S-a adoptat de asemenea o hotărâre privind plata contribuției României la bugetul misiunii speciale de monitorizare a OSCE în Ucraina. Este vorba de contribuția în valoare de 5.830 de euro pentru anul 2014 și este o are relevanță această contribuție în contextul respectării angajamentelor asumate ca stat participant OSCE în situația destul de complicată din Ucraina pe care o cunoașteți. Contribuția se va este prevăzută în bugetul MAE. Și în sfârșit, tot dintre cele cât de cât interesante, s-a dat o hotărâre de guvern privind declanșarea procedurilor de expropiere în vederea completării centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN7 și DN1A, în valoare totală de 2.536.000 de lei, din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Este vorba de breteaua care lipsește la podul de la Chitila, pe care probabil unii dintre voi îl știți. Cam asta ar fi ceea ce s-a hotărât. Restul sunt lucruri curente, o să le primiți în modificări la programul Prima Mașină? A, da. Da, deci s-a... Tocmai asta am uitat-o. Deci s-a aprobat... Nu s-a modificat nimic. Deci Prima Mașină este în parametrii anunțați. Nu s-a scos, adică, limita de vârstă? Nu s-a scos. Și nici perioada de creditare? 5 ani perioada de creditare, limita 50.000 plus TVA. Se subvenționează 50% cu 50% dobândă. Încă erau 7 ani perioada de creditare. Nu, 5 ani sunt. Bun, s-au aprobat aceste norme. Deci da, 5 ani, da.
Cele două acte normative pe agricultură, tancurile de răcire și protecția plantelor? Aveți ceva? Cele două acte normative pe agricultură erau legate de tancurile de răcire, da, s-au aprobat și ele, da. Și protecția plantelor? Și protecția plantelor, da. Mulțumesc, da. La ultima ședință de guvern a fost pe ordinea de zi în primă lectură un proiect privind drepturile salariale câștigate în instanță. Nu s-a discutat astăzi. Nu s-a discutat. Propunerea pentru Ministerul de Externe a fost trimisă la Cotroceni. Urmează în cursul după amiezii, împreună cu propunerea pentru Ministerul Culturii. Aveți un nume de a anunța pentru Ministerul Culturii? Nu. Urmează să fie propus. Propunerea aparține UDMR-ului. Urmează în cursul zilei să înainteze această propunere. Săptămâna trecută s-au amânat și două hotărâri de guvern privind niște clădiri acordate unor biserici, urmau să se analizeze. Nu s-a discutat. Nu s-a mai discutat. Mulțumesc. Dar analiza nu știți, s-a făcut? Nu s-a discutat. Nu, okay. Nu pot să vă spun dacă okay. În urma nefinalizării analizei sau alte motive. Și vă rugăm să ne mai spuneți ce s-a întâmplat cu ordonanța citită prima dată la ședința trecută, cea referitoare la titlurile executorii pentru bugetari. Despre asta a întrebat colega. Deci nu s-a discutat acum. Oricum, dacă ca informație, pot să vă spun că s-a discutat în principiu accelerarea pregătirilor în vederea adoptării legii bugetului. Deci fiecare minister urmează să-și înainteze propunerile, dorințele, prioritățile. Probabil în contextul acesta nu s-a luat acum în discuție acea ordonanță de urgență. Însă ideea nu este invalidată. Dacă... Vă mulțumesc!